Cu o echipă de consilieri tineri și plin de voință și Gabriel Ionașcu, candidatul AUR pentru funcția de primar al municipiului Deva, este hotărât să aducă schimbarea pe care reședința de județ o merită. Gabriel Ionașcu este convins că depunerea dosarelor pentru candidaturi la primărie și Consiliul Local reprezintă un angajament ferm pentru a transforma municipiul Deva prin proiecte concrete și o administrație responsabilă. Astăzi, noi cei de la AUR am hotărât să depunem candidaturile atât a mea pentru funcția de primar al municipiului Deva, cât și pentru colegii mei consilieri locali în cadrul Consiliului Local al municipiului Deva, pentru că unul dintre pilonii pe care se bazează ideologia partidului nostru este și credința. Cu credință, cu sufletul deschis, am venit astăzi să depunem aceste dosare de candidaturi în ideea în care ne dorim a face bine pentru cetățenii municipiului Deva. Ne dorim să realizăm lucruri deosebite, să îmbunătățim calitatea vieții, nu doar prin a face declarativ aceste lucruri. Avem o sumedenie de proiecte pe care în perioada următoare le vom prezenta devenilor, pentru că este foarte important să vadă cum și modul cum vom aborda noi, după data de 9 iunie, acest fapt. Astăzi am venit cu credința și speranța miilor de deveni care au dat semnăturile pentru susținerea candidaților AUR și a viitorului primar al Devei, pe domnul Gabriel Ionașcu. Am venit cu credința și speranța că singura alternativă viabilă la cele două partide comasate și la cei doi candidați comasați este colegul nostru și prietenul Gabriel Ionașcu, un om de omenie, pentru că Deva trebuie să înțeleagă că pe lângă o echipă de administrație și oameni valoroși, trebuie să aibă un primar omenos și profesionist. Am reușit să depunem candidatura domnului Gabriel Ionașcu pentru funcția de primar al municipiului Deva. Avem și lista completă de consilieri locali, oameni care sunt integri, oameni de bună credință. Sperăm să avem și un primar gospodar în persoana domnului Gabriel Ionașcu. Proiectele noastre vizează în primul rând creșterea calității vieții tuturor devenilor din municipiul Deva. Visăm să avem o Deva așa cum ne dorim, cu un oraș la prosperității, un oraș unde oamenii trăiască în comunitate, în bunăstare, în prietenie și în armonie.